Între timp, Ucraina anunță că a reperat astăzi șase baloane rusești care se mișcau deasupra Chievului sub influența vântului. Cinci au fost doborâte. Administrația militară a precizat că este posibil ca baloanele să fi avut echipamente de recunoaștere. Obiectivul rușilor ar fi fost să detecteze și să neutralizeze apărarea antiaeriană ucraineană. La Bruxelles, țările NATO și-au renuit angajamentele de sprijinire a Chievului în fața amenințării ruse care sporește pe zi ce trece. Într-un document clasificat, discutat astăzi la reuniunea ministrilor apărării din țările NATO, sunt evocate măsurile necesare pentru ca Alianța Nord-Atlantică să poată fi angajată simultan într-un conflict de mare intensitate în temeiul solidarității dintre parteneri, dar și într-un alt potențial conflict în afara spațiului NATO. Informația este difuzată de agenția Bloomberg, care citează surse apropiate discuțiilor. Astfel, aliaților din NATO li se va cere să aloce investiții pentru consolidarea capacităților necesare a apărării comune, inclusiv echipamente grele și sisteme de apărare antirachetă. Fiecarei țări, membre NATO, ar urma să îi se traseze anumite sarcini în acest sens. Pe de altă parte, responsabilii alianței și-au reafirmat astăzi sprijinul neclintit față de Kiev. We are determined to stand with Ukraine's brave defenders for as long as it takes. And we are also determined to protect every inch of NATO territory. I welcome the new pledges of support made by NATO allies including more heavy weapons and military training. Ukraine has a window of opportunity to tip the balance and time is of the essence. Ministers also addressed ways to boost industrial capacity and replenish stockpiles of armaments and munitions. Tocmai pentru urgența livrărilor pledase și liderul ucrainean în ultimul său mesaj în condițiile în care situația din prima linie a frontului din est este tot mai dificilă. Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичувати з Росії увесь можливий потенціал агресії. Вони поспішають. Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість в усьому, в ухваленні рішень, в реалізації рішень, в постачанні, в навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку. Forțele ucrainene au aruncat marți în aer un pod situat între Bahmut și Constantivka. Decizia este interpretată de analiști drept un semn că forțele Kievului iau un calcul de retragere după ce rușii au sporit enorm presiunea, iar jurnaliștii au semnalat secarea stocurilor de muniție pentru artilerie ale ucrainei. Kremlinul pare să-și concentreze forța maximă pentru a captura Bahmutul înainte de 24 februarie, la împlinirea unui an de la invazie, iar pentru asta aruncă neîncetat valuri de soldați în lupte. Potrivit secretarului britanic al apărării Ben Wallace, Moscova ar fi angajat în Ucraina 97% din efectivele și capacitățile armatei. Rusia lost. lost strategically, operationally and tactically. And they are paying an enormous price on the battlefield. It's a war of attrition. They're taking heavy casualties. Uh, their leadership and morale is not great. However, uh, they do have numbers. Niciuna dintre părți nu raportează numărul de victime, dar și ucrainenii și rușii descriu bătălia de la Bahmut drept cea mai sângeroasă. În orașele Rusiei apar noi cimitire pentru soldații uciși în război, cum este acesta în Vladivostok. Iar armata ucraineană susține că soldații ruși morți și mercenarii sunt incinerați non-stop pe teritoriul peninsulei Crimea. Ministerul britanic al apărării a anunțat zilele trecute că rușii au pierdut în medie peste 800 de oameni zilnic în ultimele săptămâni. Doar în zona Vuhledar, mai multe asalturi rusești recente au fost pur și simplu spulberate de artileria, minele și dronele ucrainene. If you see the tactics the Russians are using, does it look like they know what they're doing in that particular part of the front? It really doesn't. Uh, it's, it's absolutely absurd that they've committed and they've tried to advance in a mechanized column that makes it a very vulnerable target. minimum în What Ukraine wants to do in the, you know. at the first possible moment is to create the momentum. we expect to see them conduct an offensive uh, sometime in the spring. Cât despre informația că rușii ar masa avioane și elicoptere lângă granița cu Ucraina pentru o viitoare campanie de bombardamente occidentalii nu confirmă acest lucru, cel puțin deocamdată. In terms of whether or not Russia is uh, massing its aircraft for some uh, massive uh, aerial attack, We don't a substantial number of aircraft in its inventory and a lot of capability left. Pe de altă parte, în raportul anual, serviciul norvegian de informații semnalează că Rusia a început să desfășoare nave tactice dotate cu arme nucleare în Marea Baltică pentru prima dată în ultimii 30 de ani.